Bună seara, vă mulțumesc mult de tot pentru aplauze și pentru energie, vă mulțumesc. Eu sunt Banciu și mă bucur foarte mult să fiu aici din nou în fața voastră, mă bucur foarte mult să fiu în finală și vreau să vă mulțumesc tuturor. A fost o experiență foarte mișto tot parcursul ăsta și am mai trăit o experiență foarte frumoasă, am făcut o activitate cu Costel și cu toată echipa. Am fost la Divertiland, am fost... Excellent! Am fost la piscină, unde am făcut și stand-up paddle. Chestia e că eu am mai făcut baie cu Costel, dar niciodată îmbrăcat. E... Și e foarte greu, e foarte greu. Trebuie să stai pe o plută mare și să ții echilibru și să vâslești ca să înaintezi. Și partea proastă e că am căzut de foarte multe ori în apă. Partea bună este că apa aia are gust mai bun decât apa de la robinet. Și e și mai sățioasă. E ciudat că n-am vrut să fiu în slip acolo, aș fi arătat dubios așa și am fost într-un costum de baie întreg și arătam ca un caltaboș. Numai că e mai ok decât fără, că fără arăt ca un caltaboș cu păr. Și... Costel, în schimb, Costel arată foarte bine în costumul ăla mulat, da, da. Numai că, na, cu părul ăla lung așa și creț, arată ca ceva ce scos din scurgerea bazinului să nu se înfunde, știi? Da. E o chestie ciudată că ți se spune că trebuie să faci duș înainte să intri în bazin și eu nu înțeleg chestia asta. Adică eu acasă ce? Trebuie să mă spăl înainte să fac pipi? E... În unele piscine se pune o substanță specială ca atunci când faci pipi să se înroșească sau să se albăstrească, să capete culoare ca lumea să-și dea seama. În asta nu s-a pus. Da, da. Bă, și-a dat interesul rău. A scris ceva, da? Foarte bine. Foarte bine. Dar una peste alta a fost o experiență foarte frumoasă și vreau să-i mulțumesc lui Costel. Și am învățat o chestie foarte importantă și vreau să o împărtășesc cu voi. Știți că cresc foarte mult șansele să iei o boală cu transmitere sexuală dacă stai în piscină. Am fost să fac analizele după chestia asta, am fost să fac analizele. Și am ajuns la control pentru prima oară în viața mea, la proctologie și la urologie, în aceeași zi. Nu știu cum să vă zic, ca să fiu delicat, deci... E ca și cum ar intra poliția peste tine în casă și pe ușă și prin pivniță. Și am intrat în cabinet la proctologie și în momentul în care m-a văzut medicul, s-a luminat așa la față, a făcut ochii mari, a început să zâmbească și am zis, probabil m-a recunoscut de pe YouTube sau ceva. După față, ceea ce e mult pentru un proctolog. Și am intrat în cabinet și mi-a zis doctorul, bună ziua, domnule Banciu, fără să uite pe fișă. Și am zis, sigur m-a recunoscut, acum o să facă și el glume ca să văd că e și el amuzant. Și prima chestie pe care mi-o zice, și? Veniți des pe aici? Zic, ha, foarte amuzant. Zic, nu, e prima oară când sunt aici. Și? Ați venit de nevoie sau de plăcere? Zic, din ce în ce mai funny. Zic, nu, de nevoie am venit, dar nu se știe niciodată. Și așa, din glumă în glumă, până la urmă, am ajuns cu pantalonii în vine, a plecat peste biroul lui. Și e foarte ciudat, pentru că în poziția asta te simți foarte vulnerabil. Deci eram cu pantalonii în vine și în fundul gol și în spatele meu era alt bărbat în toată firea. E foarte ciudat că nici n-ai ce să faci, că dacă dai să fugi, vii pe burtă, ești victimă sigur, că ai pantalonii aia și te încurcă. Nici nu poți să stai geană, să te uiți în spate pe el tot timpul să vezi ce face, să-l stresezi pe om, știi? Și mă uitam în jos și îmi treceau toate prin cap în momentul ăla. Efectiv mă gândeam numai la tâmpenii în momentul ăla. Dacă îmi face o poză. Dacă își face ăla un selfie cu meu și mă pune pe Facebook și îmi dă tag. Eu, Banciu. Și l-am dat, mă întreabă, și câte degete vrei să bag? Câte vreau? Cred că m-ai înțeles greșit, zero. Zice, nu, acum eu chiar vorbesc serios, trebuie să bag. Să-mi spui câte vrei, unul sau două. Zic, ok, hai să o luăm altfel. Care-i minimul care trebuie să fie acolo? Zice, unu. Okay. Bagă două, dacă tot am venit, ne-am apucat, ce vrei să zic? A băgat trei. Eu nu am zis. Și am dat, îmi zice, ce anus frumos ai. Zic, pardon? Zice, ce anus frumos aveți.
Păi așa că nu ne tutuim. Am ajuns de la domnule Banciu la asta. În fine, eu nu mai calc în viața mea în cabinetul ăla. Cel puțin neepilat și fără flori nu... Nu mai duc la Laurențiu. Și am ieșit din cabinet de la proctologie și am intrat la urologie, unde era o femeie tânără, blondă, superbă, cu ochelari. Și efectiv era un clișeu. În momentul în care am văzut-o, mi s-a scurs tot sângele din creier, s-a dus în restul corpului, numai unde aveam eu nevoie, nu s-a dus deloc. Și în situații de genul ăsta, când mă panichez, am tendința să fac glume foarte proaste. Și am zis, bună, frumoși ochelari de protecție. Ea n-a râs. Mi-a făcut sens să intru în cabinet și a pus mânușile aia de latex și a tras un scaun în fața mea fix aici și a început să se holbeze în zona asta, fără să zică absolut nimic, fără nicio expresie facială, stătea așa și se uita. Eu nu știam ce să fac, era prima oară când eram acolo, începusem să transpir, aveam transpirație pe frunte și l-am dat după vreo 15 secunde, a ridicat privirea și a făcut... Și am zis, bună, ok, vrei să batem cuba, nu știu de ce vrei să facem asta, când am emoții, nu știu ce să fac, e prima oară când sunt aici. Dă-ți pantalonii jos. Și am zis, da, am dat pantalonii jos. Mi-am dat pantalonii jos, a coborât privirea, a continuat să se uite fără nicio expresie, în continuare se uita aici. Și l-am dat după alte 15 secunde, a ridicat privirea și a făcut... Și am zis, da, bună din nou, batem cuba, nu înțeleg de ce vrei să tot batem. Am emoții, nu știu ce să fac, sunt în chiloți în fața ta. Dă-ți și chiloții. Și am zis, da, că la 1,5 milion trebuie să mi-i dau singur, nu? Ea n-a râs, nu știu, ei ne-a plăcut gluma asta. Mi-am dat chiloții jos, a coborât privirea și a continuat să se holbeze de la distanța asta, efectiv, fără să zică nimic. Bine, nu era în pericol, nu vă dați seama că e unghiul prost, poate, uite, aici era. Bine, la cât eram de speriat, în momentul ăla putea să stea și aici, că nu cred că se întâmpla nimic, la cât eram de panicat. Dar să faceți o idee cum arăta penisul meu în momentul ăla de la panică, deci era ca bulbul de la sertar. Deci, deschis de la mobilierul pentru copii, așa. Mă mir că nu m-a recomandat la ginecologie când a văzut situația asta. Măcar să fac o poză, să arate la colegi. Uite, fata era așa mic și drăguț, îmi venea să-l juchinez. Și am dat, a ridicat iar privirea și a făcut... Și a zis, da, nu știu, sunt dezbrăcat în fața ta, nu știu ce să fac, am emoții. Decalotați penisul. Prima oară în viața mea când auzeam decalotați. Ai văzut că am fața asta de prost, îmi dau ecuație în momentul ăla? Efectiv, deci creierul meu încerca să descifreze ecuația. Eram decalotați, decalotați, calotă, calotă, calotă glaciară, calotă glaciară e mare, deci gaz zică că e mare, că a scufundat Titanicul de mare ce e, dar calotă glaciară e rece, că e frig. Dacă e frig, e mică, tot mi-a zis cu amica. Uite, nu mi-am dat seama că ce-am asta cu voce tare. Mică, și a zis, ok, relaxează-te, retrage spre puțul, retrage decalotați spre puțuri, spre puțuri. Execut puțuri de mică și mărea mică. Și a zis, ok. Bravo. Nu știu, hai să o luăm altfel. De unde ești? Din București. De unde mai exact? Din militari. Boom. Atât de la mine, mulțumesc. Bravo. Bravo.